Neața, de fapt, bună seara, este 1 noaptea când filmez în continuare, sper să nu devină mult mai creepy jocul ăsta. Am rămas oricum într-o zonă foarte creepy. Am dormit un pic, am simțit un pic greu și nu știu de ce. M-am trezit la 8 jumate, 9 seara. Și acum e 1 noaptea când filmez. Oh, muscular. Să dau locul un pic mai încet. Bun. Be brave, Miss Fortune. Da, be brave, eu sunt singur acasă și mă joc chestia asta. Cred că cineva m-a mințit și mi-a spus, bă, devine mult mai dark. Eu sper că genul ăla de dark, psihologic, încerc jocul ăla de dark, jump scare. Sunt singur acasă și nu. Oh, nu, o oglindă. Fix ce nu suport să mă uit în oglindă noaptea. I like it. Wow, a video player. Fancy. Fancy. Let's see. Hai să vedem. Benjamin's on TV? The monster. Ah, și mi-am amintit cum se numește și l-am uitat. Deci în timp ce m-am pus la în pat, m-am pus în pat după ce am filmat episodul 3 sau 4. Maybe 5 sau 3, it. Nu mai știu. Maybe I can fix it. Happiness to the video player. Mi-am să aminte cum se numea. Și acum l-am uitat din nou. Is that Benjamin's diary? Read it. Windigo. Windigo. Windigo se numea. By Benjamin Johannalius Red Fox. I knew his name was Benjamin. So Benjamin's not from Open Fields? I bet he has an accent. I love that in a fox. Okay. Parasite, you say? Parasite, you say? Parasite? Who are the victims? What game? Benji's afraid of the parasite game? Cumva asta e jocul pe care îl jucăm noi acum și Parasite Game e ce avem noi în cap? Ah, oh, poor Benji. Am mâncat ciuperci. Missing a voice? Windigo. It's the monster! Ce se numea? Windigo, mi sper că se numea monstrul ăla. Trouble? Misfortune? But that's me. I bet he's in love with me. Ok. All this again? Oh, check out Benji's stick. I said my victims, I got level 2 protector. Yes, I know how to talk. He loves me. If Benji has a boss, he has a job. Then I can be married to him. Aww. But still, ceva-i dubios la... Retrowave. It looks like Benjamin likes to educate himself. That afterlife, the upside of being a spirit animal, the meaning of love, the fun stories for boring men, lead to cooperation, communication, learning how to be great. Place muzica. O las. That tea smells like roses and lemon. Drink it. I bet it's called Benjamin's Blend. Because I can almost smell his boss blending the ingredients. Maybe I should try it out. Ah, okay. Go eat. Go eat. Yar. It definitely tastes like his fluffy boss. Delicious. Cred că era ceva halucinogen, nu? I feel weird. Da, o secundă să văd dacă... Properties. Oh, advanced audio. Ok, filmează bine. E mă... Cade din... O se întâmplă ceva nasol, nu? E prea un close-up și... Ah, ok, nu s-a întâmplat. Sunt paranoic, e 1 noaptea când filmez. 1 noaptea? Da. Da, mă, băieți. Și fete. Ah,
Benjamin? Peanut butter? What? What? Oh. Iar a vomat. Deci săraca fetiță a fost drogată cât timp s-a jucat. M-am jucat eu, m-am jucat de mult spus. Nu o luați personal, nu o luați literal. Realmente. Mai ceva ca cineva care a ieșit în club. Oh, oh. Benjamin. Benjamin, I'm really sorry I broke your video player, but just on the eternal happiness. It was promised to me if I beat the game. What I really game? Want it back. We can what totally game? Share it if you want. Are you afraid of the thunder, Benjamin? Don't worry, you can hold my hand if you want to. Oh, what are you? Is this a kiss? Is this really happening? What is that? Your are diary. 8 ani. I'm sorry if you're upset because I read it, but I was curious. Is it the monster in your diary you're afraid of? I think I saw him too. Da, păi și eu cred că l-am văzut. Poți să mișc ceva aici? Morgo, Morgo. Mă rog, îl cheamă Windigo, dar pe aproape. Asta-i vocea. Bă, n-am încredere în voce. Deci n-am avut încredere în voce deloc. Hai să-l urmărim pe Benjamin. Are you rescuing me, Benjamin? Like if I was a girl in trouble? Just go. Ah. Oh. N-am unde să merg, deci trebuie neapărat. Cred că orice aș fi ales, tot în direcția am fi mers. Oh. Tot simt nevoia să mă uit în spate. Bine că am camera și pot să mă uit în spate. Benjamin, să văd e ceva. Arată camera de tortură asta. Oh, no. Is this Benjamin? What? There's a hole behind the painting. Hello? Hai, sari pe ea. Sari în ea, că n-avem unde. I can't reach it. I'm a little lady, you know. Little lady. Such a little lady. Ia scaunul ăsta atunci. Such a clever little lady. Such a clever little lady. Doamne, cât poate să-mi placă accentul ăla. Such a clever, Sasha. Time to use my ninja skills. Așa. No, no. Nu voi. Shh, little butt crack. Oh, be quiet. This is a ninja mission. Benjamin, are you here? Ai trecut să te uiți sub fustele fetelor. So it was Benjamin placing these, but Benjamin seems so nice. Așa mi s-a părut și mie. For that monster. Maybe. So it was ah, okay. Benjamin placing these, but Benjamin seems so nice. Am uitat să-mi pun timerul. Am uitat să pun timerul. O secundă să pun timerul. Start timer. Kind of fish balls? This is like sushi balls. N-ai cum să deschizi ușa aia că you are Sasha lady. Huh, it's locked. Uite o cheie acolo. A picture of a key. Interesting. Sasha lady. My ninja senses are telling me to climb up on this chair. Da, și apoi ce? Deschide. Deschide aia. Deschide aia. A ninja lady always touches everything. Good idea. A secret button. Apasă-l. Yes, of course. Alright then, I push the button. Sper că nu era un monstru acolo. Acum m-am gândit. Hai să vedem ce mai întâi în stânga. That was easy. Alright, time to find Benji. Oh. Hai de capul meu. I hope things get better when I get the eternal happiness. Ok, Miss Fortune. What's the next dish? Oh, Doamne, săraca. Get up, Miss Fortune. Come on. You are stronger than you think.
Ești ok? You've been knocked down before. Did you let that stop you? No, dar atât de rău a picat. Bine, s-a dat cu, a căzut de pe masă cu capul de scaun și apoi pe jos. Because. Come on. Because. You are such a lady, strong lady. You are the little lady misfortune. Asa. Așa nu asa. Sparkle. Vedem ce mai e în stânga. Nu mai e nimic în stânga. Ah, ok. Sasha lady, Sasha lady. Okay. Oh, I'm out again. Uite, e bambina. Bungie? Mr. Bambi. Rose? I guess I'm alone. Dar părinții tăi... Oh, a baby deer. So sweet. În sfârșit a putut să... Dream come true. Să, exact, să petting an animal, să petuiască I'm un animal. I'm petting a baby deer. Fără să împățească nimic. Aia lui Benjamin. Benjamin? Are you around? He must be in trouble. Uh-oh. I'm very disappointed in you, Miss Fortune. Ah, there you are. Hey, have you seen Benjamin? I think he's in trouble. Didn't you hear what I just said? Ce ai spus? Very disappointed. Nu mă interesează. Mr. Voice, please stop playing games. You have lied to me all the time and that's very sucky. Sucky. I knew I couldn't trust you. Nici eu, vezi? Talking about. I read what Benjamin wrote in his diary. All of it. You're the one taking the children. Asta am zis și eu. Asta am zis și eu. Of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie. Asta am zis și eu. Nonsense. We have to keep playing my game. You can't make me. Yes, I can. Stop that. Then play with me. You need to find your eternal happiness. I'll give you a clue. It's at home, waiting for you. I'm sick of that eternal happiness. I don't want it anymore. You can't say that. That would break the rules. You heard me. I don't want the eternal happiness anymore. I won't tolerate this behavior. I'll be waiting for you at home. No. Tell me where Benjamin is. What did you do to him? Uh-oh. Freaking monster. Let's see what's inside. Hai să vedem, da, chiar. Bă, deci am avut dreptate, vocea aia nu era tocmai ok. Ai, bă, băiatule. Is that Benjamin as a baby? It's a Benjamin, so baby. Cute. So cute. Introduction, as the ultra-reality formed in hand with the concept of the new, of the time, new realms outside the constitute three, five realms of essential existence have appeared. Cinci! Oh. The parasite. Okay. It shapeshifts into a human animal creature. It quickly learns how to... about the environment, language and culture. You format to intro absurdly, parasite seems friendly yet lured the victim to play dangerous games. Noi avem parazitul în capul nostru. Paint? I like to paint. With the what? Now I will never know. At the end of the road, you will realize you already signed the deal. A deal, you say? The deal with the devil? Pactul cu diavolul? Oare despre asta e vorba? Adică avem un parazit în noi. Deci mi-am dat seama că ceva e în neregulă. Dar... Dar oare să fie vocea? Oare să mă înșel? Adică... Bro, nu mai înțeleg nimic. All right, I guess I'll take the train back home. Dar jur că nu mai înțeleg nimic. Now when I look at this,
I can see what Benjamin tried to warn me about. He knew all along. Such a foxy boy. Such a foxy boy. Oh my god, don't say that. Totuși... Okay, I'll wait here. Am târziu, nu? Waiting for a little while. Okay, I'm gonna talk to myself. So, Miss Fortune. What the heck? How have you been? Okay, I have this, like, weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin. What the heck? And then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. And he took Benjamin. And now I'm alone. I don't like being alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. The train is here. It was a nice chat, Miss Fortune. Talk to you later. You go, girl. Așa se vede ea, ok. But still, bro. But still. That's strange. Oh my god. Uite-l pe Japanese guy. Am căutat ce înseamnă, v-am zis. E ceva de genul, unde mi-este broasca? Asta spune. Oh. Oh. Ok. Ah, se schimbă culoarea automat. Deci pot să fac așa, lejer. Ah, blană mă, eu am crezut că trebuie să stau în... în linie. Ok. O inimioară. Facem un cornuleț. Ok. Such a good painter. Vreau să-l termin, lasă-mă să termin desenul mai întâi. Desenăm și cerul un pic. Aha. Și încă un orișor. Happy friends. Happy... happy... cum se numeau? Nori. Happy nori. Clouds. Oh my god. Uite că e unul noaptea, nu? De ce a făcut unghiile roșii? De parcă și le-a făcut cu ojă. Ok, desenăm și codița. Mm-hmm. Picasso, bă, băiatule, Picasso! Aici? Sau Van Gogh? Van Gogh, mai degrabă. Gata. Mai un pic acolo. Aha. Un pic acolo. Hai că... totuși nu terminăm, nu se termină tot. Nu vreau să-l pictăm pe tot. Gata? Yep, am făcut cam tot ce se putea din el. Nice! Încă unul. Asta e cam roșu, a fost bătut. A stat prea mult în soare. Mm-hmm. E mai ok așa, pare mai rapid. Ne-aș că pune doar... puncte, ar fi trebuit să fac o linie dreaptă. Ah, dar putem să mergem noi mai încet, să facem așa, ca o imprimantă. O imprimantă 3D. Zup, 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 zup. Ok, m-am plictisit. Asta e momentul perfect ca să bagi un jump scare. Pentru că m-am calmat un pic. Îmi place să desenez. Un lucru despre mine. Bine, înainte desenam foarte mult. Dar nu genul ăsta de desene. Desene din creion. What? Ah, s-a plictisit. Vai, câta inspirație. Ai nevoie... Hello, Hiro. I didn't recognize you. Such a coincidence that you're on the same train as me. You know? I had a big fight with the silly voice in my head. But I don't think it's a voice anymore. E un parazit. I'm sure it's a monster. I saw it in a book at Benjamin's place. Really creepy. Really creepy. Have you ever heard voices in your head? I know Hiro. What does it mean? What the heck is this? It's the monster! Leave Hiro alone!
Help, ajută-l. Dar e o fantomă. Bă, tot un capul ei? Care-i faza? Avem nevoie de Rovision, să ne spună, dar care-i faza? Salut, care-i faza cu... Asta a fost ciudat și ultima dată... De fapt, nu, ultima dată n-am interacționat cu el, prima dată când interacționat cu el. Și de ce tot întreabă chestia, where is the frog? This is the last time I follow a voice in my head. If Benjamin was here, he would walk with me. But Benjamin, dacă am părăsit de două ori și iar se vede totul super dubios. Benjamin was warning me all the time, but I couldn't see it. Pentru că... I wanted that eternal happiness so bad. I'm a silly little lady. That's what I am. Sasha lady. Era ceva în dreapta. Văd că în dreapta se schimbă un pic. Oh, putem să mergem în dreapta. Ah, asta a fost tot. Ok, ok. Băi, și muzica devine un pic mai creepy. And I don't like it. I don't like it. At least I had fun at Phantasmagoria. At least you had fun at... Tell mommy about it. Ai. Ai. Da, nu, 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 invers. De ce în partea? Ok, what if, Excuse me. I'm talking over here. Well, if that's how you treat little ladies, then give yourself a fuck. Bă, poate te iau la bătaie. Nici nu le pasă de tine. Efectiv nu le pasă de tine. Bă, dar chestia cu masca ca să nu-ți arăți sentimentele e creepy rău. Uită-te, te rog frumos. Miss? Miss? Oh my god, nu se uită. Repede, repede, repede. Ok, that's good. Where's the car? Is daddy gone again? Ah, mașina, da, corect, era o mașină acolo. Și de ce e lumina roșie acum? We got red lights. I like them. Nu-i ok. Lumina roșie e niciodată ok. Mami, I'm back. What the heck? Bro, nu e nimic în casa asta. Arată de parcă a fost părăsită de ani de zile. What's that sound? Benji? Nu, arată, a sunat un monstru care mănâncă ceva. Asta e camera ei care nu mai e goală. Hello? Aba, nu e camera. Mami? Benji? What happened here? Oh my god. Congratulations. You reached the end of my game. Leave me alone. I'm looking for Mami and Benjamin. There's no eternal happiness for you. I don't even care anymore. Of course you care. You know your mommy needs it. It's your responsibility. Yes, I guess you're right. Good. Good. Ready for a new game? No. If I play along, will you give me back Benjamin? I guess I will, but only if you truly commit to the game. Okay. No. Splendid. Nu vreau. Nu vreau. My new game. Dă-mi șansa să aleg. Nu vreau asta. This is Miss Fortune. She's a wonderful what? Child from a not so wonderful family. A little sparkle for you and a little sparkle for you. Wait a minute. Exact. Didn't I do this already? What? No, you're not doing this correctly. Then you say something about me dying today, which is totally not true, by the way. Wait. Stop talking, please. Are we going to play another game or is this like what? I don't understand. If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. And then you say deal and I say yes. Stop ruining this! What? Eternal happiness? No deal! Wonderful. Fantastic. Ready to... This is no deal. What?
No deal. None. No. How about this? What if the fox was waiting for you in the hallway? If the game is about Benjamin and you leaving me alone, I'll play along. Sure, sure. I promise. You know the way. Bro. Huh, is this a new dance song? Mm. Dar noi dansează acum. If Mr. Voice scares me again, I'm gonna run and hide in here. De ce nu pot să-mi iau piatra? Dar nu ieși afară. I have a wild hunch that Mr. Voice is the monster in my closet. E un pic schimbat, da. I'm just gonna play his game one last time. Nu, te fraierește. Mă fraierește. Prind-o. Oh no, not again. You promised he wouldn't be like last time. That was a beautiful example of cause and effect. Ma, you lied to me. I don't want to play this game anymore. Fine. Let me come up with a new game to play. Bro. New game. Knock, knock. Who's there? The monster. I don't want to play with you anymore. Hai, de ce? Knock, knock. Who's there? Se schimbă și vocea. El e monstru. Stop it. El e monstru. Hai să vedem cine e acolo, că presupun că... Du-te la tine în cameră și ascunde-te. What happened here? My secret spot. He won't find me in there. O să te găsească acolo. În caz că nu v-ați dat seama, dat o cască jos din ureche pentru că e creepy as fuck. Now, Miss Fortune, we have a new game to play. No, I told you already. I don't want to play with you anymore. Ah, Stumbly, teach me how to be brave. Uh-oh. So now we're playing hide and seek. I love that game. No, leave me alone. All right, just so you know, my game is the only thing keeping you alive. Is that one more of your lies? No, asta nu pare. I will live forever with Benjamin, and there's nothing you can do about it. Asta nu pare minciune. Stop talking about that fox. He's been trying to take you away from me all the time, and his ugly paintings. El e monstru. You don't talk like that about my Benjamin. You know what? I'm done with you. I want you to leave. Right now. You don't have a clue about what's going on. This is not the last game you play with me, Miss Fortune. This is only the beginning. You silly little child. Another toy for my collection. Aș vrea să numai Windigo, nu? Hai să văd dacă-l găsesc. You're mine to play with for eternity. Windigo. I'm sick of you being a bully. You'll see, Benjamin will come back and save me. No, we made seamănă the deal. Cu Windigo. You crossed the path and now you're mine. Căutați Windigo cu W. Windigo. Chiar seamănă cu Windigo. Oh. How did you get here? There's nothing you can do. She belongs to me. Ce rock, bă, băiatule. Ok, cred că tot e în capul ei. Deja.
băieți. Ce se întâmplă, mă? Ah, acum am înțeles și care era faza cu învață să vorbească pentru... Sau? A fost un vis? Is everything back to normal now? Benjamin, save me. Benji, are you around? A fost un vis? I guess I have to rebuild this. I'll make some improvements. But first, I want to find Benjamin. Ok, uite încă o păpușă. Margo is coming. Open your eyes, he's the voice in your head. I said that! I said that! Am spus asta! Am spus-o! Am avut încredere în el un episod jumate, două. Dar ce nu înțeleg... Ce nu înțeleg este de ce uneori a fost distrusă casa și acum pare totul la normal. E un copac. Nu pot să trec. Oh my god. Mami, I'm back. Mami, don't ignore me. Cred că e vorba despre soțul ei. Cred că n-am terminat cu Morgo, Windigo. Ai, nu plânge, te rog. Cred că toată viața ei a fost un coșmar. Oh, nu. L-ai taică sub, bă, băiatule. De-aia maica să nu vorbește cu ea acum, pentru că nu poate să... Ăla-i taică tu. Oh, nu, nu comunica cu... Nu interacționa cu... Da. Oh, nu, este ea! Oh, nu. What have I done? Bro! Acum am văzut glitterul și mănușa aia. Am crezut că taică s-a plecat acum mașina. De-aia nu băga maica să înseamnă că era moartă. De orb am fost. Acum am văzut sticluța. Benji, wait. Are you taking me somewhere else? Because I have nothing. Bă, destul că jocul a fost fucked up. Jur că vine să plâng. Mami, I'm going to go somewhere else. With Benji, okay? He's the fox that I like. I'm a little lady, you know? That's what I am. I guess I was your little misfortune for a while, but you need to find your own happiness now. I love you forever. Bă. Bă, băiatule. Bă, nu mai vreau jocuri de genul ăsta. Bă, băiatule. Mă simt și foarte prost că am crezut că taică-su prima dată și am sperat să fie taică-su. După ce am văzut mânuța cum ieșea de acolo și că avea aceeași culoare ca mâna mea și glitterul. Wait, stop, Benjamin. Where are
I going? Bungie? Hai să-l urmărim. Ce putem să mai facem acum? E deja moartă. Orice am fi făcut, nu trebuie să traversăm strada. Oh, Pape! I'm so happy to see you again. Wait for me, Pape! Oh. What? Ok, încă nu pare ok. Înțeleg că drumul spre Rai sau Iad este mai ciudat, dar... Cântaci de-aia de bucătărie, scârboși. Păi și prietena mi-a spus, e un joc pe care cred că aș vrea să-l joc. Nu o să o las să joace așa ceva. De fapt, nu că nu o să o las să joace, o să o previn că e dark. Băi, e unul aproape două noaptea. Bă, bine că am trecut de partea aia, că dacă mai vedeam un pic pe ea acolo sub cerceaful ăla, am fost la atâta pas să nu plâng, am 20... Oh, nu. Ăsta e ăla pe care îl sun ca să treci pe lumea cealaltă. Ah, sunt toate locurile pe care le-am dat Sparkle? Că sunt destule, nu? A rămas doar unul. Ah, ok. Mai puteți să mai dăm o dată? O păpușă. E ultima. All around disasters seem to disappear deep inside the fog you defeat him. All around disasters seem to disappear. Bă, băiatule. Inside the fog you defeat him. Bă, băiatule. Huh, I guess Mr. Voice game is over now. Benji? Încep să nu mai am încredere nici în Benjamin acum. Nu văd chestia asta. Who are you? I'm a little lady, Miss Fortune. That's who I am. Lady Miss Fortune? Mm-hmm. Yes, you could say that. Good. Step inside. We were expecting you. Oui? Oricum n-ai cum să te mai întorci acum, scumpa de ea. Ea era deja moartă, era moartă de la începutul jocului, bro. What is this place? Eternal happiness. Asta e? Bro, cât de fucked up e jocul ăsta. Bro, cât de fucked up a fost jocul ăsta. Bă, presuiți-vă viața, o. Și dacă simțiți nevoia vreodată să fiți răutăcios sau ceva, mai bine lăsați de la voi. Nu cred, sunt sigur. E... Jesus, era o fetiță, avea 8 ani. Și un parazit și-a bătut joc de ea. Cred că era moartă dinainte. Nu, de fapt a fost moartă în momentul în care am trecut strada. Ok. Dacă v-a plăcut, n-are cum să-ți placă ce s-a întâmplat în jocul ăsta, dar jocul a fost interesant. Lăsați un like, un coment și eu mă bag la somn că e două noaptea. Mă să plâng în pat. Până data viitoare, eu sunt Toxic și vă urez o seară minunată și aveți grijă la... Mogo, Windigo, whatever, și la mașini. Ciao, ciao!